Municipiul Deva a depășit astăzi rata de incidență de îmbolnăvire cu COVID-19 de 6 la 1000 de locuitori. Rata este de 6,23 la 1000 și conform noilor reglementări privind combaterea coronavirus, la Deva ar trebui impuse măsuri restrictive suplimentare. Chestionat pe această temă, primarul Florin Mancea a declarat că nu municipalitatea impune restricții, ci alte instituții. Primarul însă nu exclude această variantă într-un viitor destul de apropiat, mai ales că scenariile cu privire la rata de îmbolnăviri nu sunt deloc optimiste. Deva a depășit incidența de 6 la 1000 de locuitori. Ne putem aștepta la ceva restricții? Acum, restricțiile nu le impune primarul, noi doar trebuie să respectăm. Da, cred că în perioada următoare, n-am ajuns încă la vântul, la vârful Pantei, am înțeles că cam în 2-3 săptămâni, deci ne așteptăm și noi undeva la 8-9% să fie și în Deva și în județul Hunedoara. Din păcate, nu eu am previzionat acest lucru, sunt specialiștii care ne-au dat și nouă informările și ne-au spus că în 2-3 săptămâni se va ajunge în vârf, după care va urma faza de platou. Florin Oancea le recomandă devenilor să se vaccineze, întrucât în cazul în care vor fi impuse restricții, acestea îi vor afecta mai puțin pe cei vaccinați. Cei vaccinați, ați observat măsurile care s-au luat, beneficiază de mai multă libertate. Cei nevaccinați, eu le recomand să se vaccineze și eu m-am vaccinat. Cel mai probabil o decizie privind impunerea de noi restricții în localitățile cu rată de incidență mai mare de 6 la 1000 de locuitori se va lua după ședința de astăzi a Guvernului. În această ședință sunt supuse spre aprobare propunerile Comitetului Național pentru Situații de Urgență cu privire la prelungirea stării de alertă, inclusiv cea de obligativitatea purtării măștii de protecție în anumite spații deschise, cea actuală urmând a expira în această săptămână.